Salut! A venit ploaia, dar odată cu ploaia au scăzut temperaturile dramatic. Ieri au fost 30 de grade, astăzi sunt doar 8 grade. Este foarte frig afară pentru această perioadă. Dar ploaia a binecuvântat pământul, a adus apa necesară pentru toate plantele din grădină. Atât florile cât și iarba, dar și ceapa, usturoiul, cartofii se bucură din plin de ploaie. Pământul este deosebit de uscat. Această ploaie doar asigură un necesar minim de umiditate în sol. Seceta este fantastic de grea și de puternică. Plantele sunt întârziate din cauza lipsei de apă. Cu siguranță după acest episod de ploaie, care va dura câteva zile, între 5 și 7 zile conform prognozei meteo, natura va fi mult mai bine hrănită. Plantele vor fi reîmprospătate, vor apare florile din nou, vor înflori trandafirii, mâna Maicii Domnului, a înflorit liliacul, natura se pregătește pentru un nou episod de primăvară. Așteptăm întotdeauna ploaia pentru că este o binecuvântare. Aveți grijă de voi! Multă sănătate!